Mulțumesc foarte mult, Inati. Un bărbat în vârstă de 61 de ani din Satu Mare, care a suferit un AVC, a fost salvat de un vecin după ce acesta a auzit bătăile în podea. Bărbatul, care locuia la etajul inferior, a mers în apartamentul vecinului și l-a găsit pe acesta într-o stare de semi-inconștiență. A sunat imediat la numărul de urgență 112. Ovidiu Stan are detalii. Ovidiu, te ascultăm. Un bărbat a sunat la serviciul unic de apeluri de urgență 112, solicitând în sprijin o ambulanță după ce și-a găsit vecinul de la etaj căzut la pământ. Victima suferise un AVC. Cu ultimele forțe, bărbatul de 61 de ani a bătut în podea, iar vecinul l-a auzit și a urcat să vadă despre ce este vorba. Atunci l-a găsit pe bărbat într-o stare de semiconștiență. Salvatorii au ajuns la adresa indicată și au preluat victima, care a fost transportată la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Satu Mare și a primit îngrijiri medicale.